Bună ziua, bine v-am găsit. În filmul anterior v-am arătat o colonie de albine unde n-am dat ramă pentru ap și s-a micșurat puietul. Iar acum aici avem un cuib unde l-am extins pe data de 22 iulie. Să vedem cum arată acesta. Cum arată acesta. Siropul încă lea și el. Destul de binișor. Deci puietul larvar trebuie să fie prezent. Dar să vedem cum arată cuibul. Cum arată cuibul acestei colonii care a fost extinsă la 11 rame. De la 9. Dacă acele rame date au avut sau nu. Bun, să îndepărtăm acest tratament. Facem tratamentul acesta și chiar sunt curios ce au făcut cu acele două rame. Scopul era să-i dau spațiu încât să nu mai blocheze cuibul. Ramă de acolo. Acestea sunt rame, unele vor fi date la centrifugă, altele sunt bune pentru oat, dar nu mai e cazul anul acesta să mai dai rame care se ouă în ele, fiindcă eu din partea mea aici, eu cred că nu mai ouă în ele. Scoatem rama cu miere. Ca și filmul anterior, vedeți, avem rama de acoperire plină cu miere. De fapt, așa ar trebui să fie acum. Ar exista și posibilitatea să nu aibă această miere dacă nu aveam un pic de cules. Atunci nu aveam această ramă cu miere. Și trebuia venit cu sirop de completare. Sau date rame la centrifugă și dată mierea înapoi. Asta e o ramă unde va ecloza albina și matca nu va mai o aici și a terminat treaba. Aceasta mi se pare că e rama care i-am dat-o, da, deci această ramă a fost goală când i-am dat-o eu și acum e plină cu miere, deci a găsit ea undeva ceva nectar și a umplut-o cu miere pe ambele părți, iată acolo a și căpăcit. Deci aceasta este rama cu care am extins cuibul și am mai băgat miere în rama respectivă. Dar să vedem ce a mai rămas în cuib. Iată, aceasta este o ramă ușurică. Mm.
Mai e ceva puiet larvar aici, dar a îngroșat coronița, s-a dus în jos, partea aceasta așa. Deci a început să căpăcească puiet. Acum scade drastic consumul de miere și fiecare gram de miere adus va umple cuibul. A îngroșat coronițele în detrimentul puietului. Da, a găsit foarte multă miere. Și atunci ramele căpăcite ar merge date la centrifugă. Fiindcă a îngroșat mult coronița aici, foarte mult. Și va rămâne albină puțină pentru iernare. Ești curios de a doua ramă care am extins, dar aici cam asta este, deci nu prea mai avem ce face decât să începem să dăm la centrifugă ramele respective, fiindcă oricum miere pentru iernat o să aibă suficient cu aceste rame. Și acum am făcut așa instant planul. Trebuie să vin să golesc acele rame, nu pentru a mai oa în ele, ci pur și simplu pentru a mai lăsa loc să aducă nectar, dar e greu din cauza că instinctul albinei de acumulare pentru iarnă e mult mai mare ca cea pentru a oa, matca în iad. Da, cam asta e situația. Mai sunt zone unde este acea situație, dar nu mi-e frică de albină iernată puțină. Dimpotrivă, după anul acesta e binișor, adică iată și aici mai avem un pic de puiet. O să vin să dau, deci din această colonie ar trebui să scot două rame cu miere. Iată ce multă miere. Cuibul e gata pentru iernat. Dacă de acum n-ar mai aduce niciun strop de miere, ar fi perfect, adică ar fi ideal. Dar iată că nu facem albina cum am vrea noi, face cum știe ea. Și iată, aceasta este a doua ramă pe care am dat-o. Iar aici albina a blocat cu miere, a umplut cu miere această ramă. Soluția ar fi această ramă sau cu vecina ei să o las la acoperire. Așa. Deci această ramă cu aceasta rămâne la acoperire și restul ramelor să mă duc să le dau la centrifugă. Iată aceasta. Mai are puiet pe ea. Aceasta mai are puiet. L-ai clozat și are păstură. Deci asta ar fi soluția să mă apuc să
dau ramii la centrifugă, cu toate că această ramă ar mai avea loc. Acolo umplu cu miere. Fiindcă va fi albină puțină, nu mă supăr așa tare, dar cam asta este. Bun. Acum am scos ramile acelea cu miere. Asta e cu miere. Să văd dacă am aici o ramă. Chiar dacă e mai urât așa, are celule goale. Și o să-i dăm iară o ramă acolo să mai puie nectar. Mai puie nectar, lăsăm rama aceasta când ea am extins și rama care va fi dată la centrifugă lăsăm aici după diafragmă. Măcar să mai lase un pic de spațiu mărcii, să mai depun acolo 102 de ouă. Așa. Și mai venim cu o ramă din aceasta, pe care se umple tot cu nectar. Bun. Va ierna undeva pe 3 rame, cred că. 3-4 rame max. Așa. Cam atâta. Iar rama cu miere e aici. Rămâne aici. Avem aici rama cu miere. Avem și în asta ceva miere. Asta e luna august. În anii trecuți am avut regine care pe data de 1 septembrie au încetat ouatul și au trecut de iarnă. Și acum, din câte văd eu, cam așa e situația la majoritatea. Asta e rama. Ar fi dat la centrifugă. Un 3 kg acolo. Mai avem și aici un pic, o lăsăm aici. Bun, cam asta e situația. Albina a găsit o sursă de nectar. Și dacă găsea mai puțin nectar în exterior, atunci stimularea cu siropuri care o aducem noi ar avea un efect mai mare. Dar eu consider că în zona mea s-a cam terminat cu acest lucru și cât va depune ea de acum încolo, cât spații lasă albina, atâta va rămâne. Fiind regine tinere de anul acesta, mă îndoiesc să aibă probleme în primăvară sau în timpul iernii. Deci cam asta este. Încă nu știu sigur dacă vor fi foarte mici coloniile. Le voi ierna câte două într-o lană. O bună soluție în aceste cazuri e să ai roiuri formate și acele roiuri să aduci puietă de la ele, să mărești acele roi să ne desfințezi. Cam asta ar fi teoria. Bun. Cam atâta. Până data viitoare. Numai bine.